Primarul din Vulcan este de părere că cei aflați la cârma companiei energetice hunedorene trebuie să acorde o atenție mai mare salariilor angajaților. Vechiul contract de muncă care a fost făcut între conducerea cehului și sindicate, cred că s-au strecurat câteva greșeli acolo, astfel încât ceea ce am observat noi pe parcursul acestei perioade trebuie venit cu mai mare atenție la stabilirea acelor, eu știu să zic, salarii sau cum să zic, venituri care se acordă tuturor. Edilul mai spune că în cazul companiei energetice se impune o reorganizare astfel încât cele două termocentrale de la Mintia și Paroșeni să nu ajungă în situația în care se văd nevoite să cumpere materie primă din altă parte. Și totuși viitorul este văzut în tonuri optimiste de edilul din Vulcan. Gheorghe Ile a concluzionat spunând că Valea Jiului are puterea necesară să scoată la suprafață cărbune pentru a le asigura celor două termocentrale materia primă necesară funcționării. Totul se poate realiza cu un pic de atenție și mai ales dacă se pune un pic de suflet. Lucrările de reabilitare la Palatul Cultural din Lupeni sunt suportate în întregime din fonduri europene. Clădirea a fost zugrăvită în întregime, au fost montate geamuri și chiar candelabre ce arată exact ca și cele originale de acum mai bine de 90 de ani. Primăria Lupeni trebuie să facă o achiziție pentru mobilierul care va fi aici și cel puțin pentru mine ca deputat al acestei zone, pentru cetățenii care vin la biroul parlamentar și solicită ca acest edificiu să fie reabilitat în totalitate, reprezintă o satisfacție foarte mare. Ceea ce doresc eu și ceea ce mi-au cerut la cabinetul parlamentar cetățenii din municipiul Lupeni este ca odată ce această clădire va fi finalizată să facem un amplu program cultural în care să implicăm în primul rând copiii din municipiul Lupeni. Vom face programe multianuale, vom ști din 1 ianuarie până în 31 decembrie ce vom face pe fiecare școală în parte, pe licee, pentru ca toți copiii noștri din municipiul Lupeni, fie că vorbim de cei de la grădiniță sau chiar de cei de la liceu care sunt mai mari. După finalizarea lucrărilor, Palatul Cultural din Lupeni va fi racordat la rețeaua de electricitate și la rețeaua de gaze naturale. În plus, clădirea va beneficia și de un generator propriu. La acest moment se lucrează la amenajarea pârtiei cu numărul 2 la Apreschiul, ce va fi construit în apropierea stației de telegondolă, dar și la camerele speciale pentru depozitarea schiurilor ori a bocancilor. Suntem în faza de a autoriza pârtia, avem toate documentele necesare realizate, așteptăm să vină de la București echipa să autorizăm cele două pârtii de schi. Gheorghe Ile mai spune că toate aceste lucrări vor fi gata până la începutul sezonului de iarnă. Avram a infirmat în cadrul emisiunii Punctul pe I zvonul conform căruia se gândește la o candidatură pentru primăria municipiului Petroșani. Nu candidez la primar, candidez numai la Consiliul Județean Hunedoara. Costel Avram a fost în conducerea Consiliului Județean Hunedoara două mandate, între 2000 și 2004 și între 2008 și 2012. Acesta a ocupat poziția de vicepreședinte. Astăzi, liberalii aveau termen pentru a depune listele cu intențiile de candidaturi pentru alegerile locale din 2016. La fel ca și colegilor de la Poliția Națională, oamenii legii ai poliției locale își desfășoară activitatea în slujba cetățeanului. De acum aceștia vor putea ajunge mai repede la cazurile în care sunt solicitați cu ajutorul unei noi mașini de teren 4x4, ce a intrat în dotarea lor. Inițiativa aparține primăriei Lupeni cu sprijinul deputatului hunedorean Cristian Resmeriță. Primăria Lupeni a făcut toate demersurile și după cum vedem și în spatele nostru a achiziționat o mașină ultramodernă, spun eu, 4x4, un Duster cu care să se poată deplasa și în stațiunea Straja în momentul în care începe sezonul de iarnă și, Doamne ferește, avem eventuale probleme și acolo. De asemenea, am reușit să dotăm toți polițiștii locali cu echipamente adecvate și de vară și de iarnă pentru a se prezenta onorabil și a nu fi cu nimic mai prejos decât cei din Poliția Națională. Pe această cale doresc să și mulțumesc și celor din Poliția Națională și celor din jandarmerie cu care Poliția Locală din Lupeni are o colaborare foarte bună și încă o dată ne-am dorit ca și Poliția Locală din Lupeni să nu fie cu nimic mai prejos ca dotare nici față de jandarmerie, nici față de Poliția Locală și să lucrăm împreună pentru binele și pentru siguranța cetățenilor. Noutățile pentru oamenii legii nu se opresc aici. Aceștia au primit tot din partea primăriei și uniforme noi, atât de vară cât și de iarnă.
De asemenea, am reușit să dotăm toți polițiștii locali cu echipamente adecvate și de vară și de iarnă pentru a se prezenta onorabil și a nu fi cu nimic mai prejos decât cei din Poliția Națională. Pe această cale doresc să și mulțumesc și celor din Poliția Națională și celor din Jandarmerie, cu care Poliția Locală din Lupeni are o colaborare foarte bună. Și încă o dată ne-am dorit ca și Poliția Locală din Lupeni să nu fie cu nimic mai prejos ca dotare nici față de Jandarmerie, nici față de Poliția Locală și să lucrăm împreună pentru binele și pentru siguranța cetățenilor.